Începând cu acest loc, hrănindu-l zilnic, voi curăța gândirea lumii, zicea Kenaton, și o voi însămânța diferit. Deci cam asta se gândea el. Voi curăța gândirea lumii și o voi însămânța diferit. Este un delir, nu-i așa? Dar dacă forța și autoritatea mi-au fost oferite, este fără îndoială pentru că este vremea să visăm acest pământ în mod diferit. Foarte actuală toată cartea. Atât de puțin înțeleg acest lucru. Întotdeauna este nevoie de niște nebuni care să îndrăznească să spargă cercurile. Lumea noastră ajunsese la un punct în care uitase ordinea naturală a spiralei. Se învârtea în jurul său însăși, alimentându-se cu deșeurile trecutului. Asta vorbea acum 3500 de ani. Judecați voi cum e acum. Am avut în mod clar viziunea aceasta de unăzi, zice el. Eram ca o privire suspendată în afara universului și vedeam lumile și stelele alunecând de-a lungul unei căi de aur ce se ridica în spirală spre infinit. Era de o frumusețe nemai întâlnită. Mi-am dat seama în ce grad evenimentele se repetă în schema lor, din vârstă în vârstă, cu o dimensiune și o conștiință superioare de fiecare dată. Ceea ce împlinesc aici a fost deja realizat în alte vremuri. L-am văzut de asemenea în vis. Era într-o lume dincolo de mări cu mult timp în urmă. Conștiința unică a tatălui meu era deja prezentă printre oameni. Totuși, era o prezență impusă de un număr foarte mic. Ea trăia în capete și nu în inimi. Astăzi, iată că roata timpului a început un alt ciclu și s-a ridicat puțin mai mult până la degetele lui Aton. Umanitatea se găsește pe un nou prag și sunt portarul, înțelegeți? Principiul tatălui meu poate primi în adâncul pieptului său un număr mai mare decât altădată. Astfel de acum încolo vor fi mai puțini spectatori și mai mulți actori pentru a face să înflorească pe cel prea înalt și pe cel foarte frumos. Nu voi mai părăsi acest oraș, căci sunt vocea inimii sale și pentru că vreau să fac din fiecare din locuitorii săi mâinile active a lui Aton. În simbolul lui pe care îl găsiți și pe coperta cărții, vedeți sfera soarelui, din care pornesc niște fire la capăt cu niște mâini simbolice, nu? Deci mâini active care manifestă calitățile lui Dumnezeu și nu doar îi se roagă. Am citit în fragmentul ăsta despre faptul că era atunci un moment favorabil ca și mai mult să se apropie de lumină și să treacă pragul. Cred că acum, după 3500 de ani, e o deschidere poate și mai mare. Și asta se vede și în faptul că Akhenaton a ieșit la lumină. Cel care a fost ascuns memoriile lor în care vorbesc, îi numesc pe toți faraonii, pe o anumită piatră, am văzut că se spunea că el a fost șters, deci el nu figurează, el și fiul lui, nu figurează ca faraon. Deci a fost ștersă intenționat orice evidență a existenței lui. Și totuși, miracolul face că e posibil ca cineva din umanitate să călătorească, să se conecteze, să aducă informația, pentru că se vrea asta, și să aducă informația necenzurată, bineînțeles prin filtru propriu și nu este adevărul absolut, dar este deja o mare deschidere și putem învăța enorm.